Echipa de fotbal feminin, Clubul Sportiv Școlar Nicu Gane Fălticeni, a obținut prima victorie de la startul noului sezon al Ligii a doua. Fălticenencele s-au impus în fața celor de la Măgura Bacău cu scorul de 4-1. Meciul s-a disputat pe stadionul Constantin Jamaischi din Fălticeni, în cadrul etapei a 5-a din seria 1. Condusă la pauză cu 0-1, echipa pregătită de Marcel Irimie și Adrian Dănilă a întors scorul după pauză prin golurile marcate de Ungureanu, Cârstea, Maxinesei și Leonte. În urma acestei victorii, gruparea fălticeneană a urcat pe locul 7 în clasamentul seriei. În următoarea etapă, Clubul Sportiv Școlar Nicu Gane Fălticeni va juca pe terenul celor de la Selena Constanța.